Judecători 19 În zilele acelea, când nu era rege în Israel, un levit care locuia la marginea regiunii muntoase al lui Efraim își luase o țitoare din Betleemul lui Iuda. Dar țitoarea i-a fost necredincioasă și s-a întors apoi la familia ei, în Betleemul lui Iuda. Unde a rămas timp de patru luni. După aceea, soțul ei s-a dus la ea pentru a o convinge să se întoarcă. Era însoțit de slujitorul său și de o pereche de măgari. Ea l-a adus în locuința tatălui ei, și tatăl fetei l-a primit cu bucurie când l-a văzut. Socrul său, tatăl fetei, l-a reținut și astfel ei au rămas la el trei zile. Au mâncat, au băut și au înoptat acolo. În a patra zi s-au sculat dis de dimineață și s-au pregătit să plece. Dar tatăl fetei i-a zis ginerelui său, Ia o bucată de pâine ca să prinzi putere, apoi veți pleca. Ei au rămas au mâncat și au băut din nou împreună. Tatăl fetei i-a zis ginerelui său, Te rog, binevoiește să rămâi aici peste noapte și înveselește-te. Bărbatul se sculase să plece, dar socrul său l-a convins să rămână. Astfel, el s-a întors și a înnoptat din nou acolo. La cincea zi, s-a sculat dis de dimineață ca să plece. Tatăl fetei i-a zis, Te rog, mai zăbovește la mine până la amiază și întărește-ți inima. Astfel, ei au mâncat din nou împreună. După aceea, bărbatul s-a sculat să plece împreună cu slujitorul și cu țitoarea sa, dar socrul lui, tatăl fetei, i-a zis iată că se apropie seara. Te rog, înnoptează aici, căci ziua aproape a trecut. Rămâi, te rog, și înveselește-te. Mâine te vei trezi ca să pornești la drum și te vei duce acasă. Dar bărbatul n-a vrut să mai rămână, ci s-a ridicat și a plecat. A ajuns până în fața Ebusului, adică Ierusalim, cu cei doi măgari înșeuați și cu țitoarea sa. Când erau aproape de ebus, se făcuse târziu deja. Slujitorul i-a zis stăpânului său, Am putea să ne întoarcem în cetatea acestor ebusiți ca să noptăm acolo." Dar stăpânul lui i-a răspuns, nu ne întoarcem pentru o cetate străină, ai cărei locuitori nu sunt izraeliți, ci vom merge până la Giva. Să încercăm să ne apropiem de unul din aceste locuri, de Giva sau Rama, a mai spus el slujitorului său. Astfel, ei au plecat mai departe. Când au ajuns aproape de Giva, care aparține de Beniamin, soarele apunea. S-au întors și au intrat să nopteze în ghiva. Ei au intrat și s-au oprit în piața cetății, dar nu s-a găsit nimeni care să-i primească în casă și să-i găzduiască. Chiar atunci, seara, un bătrân se întorcea de la lucrul câmpului. Omul era din regiunea muntoasă al lui Efraim, dar locuia ca străin în Ghiva. Deși oamenii din această cetate erau beniamiți. Când s-a uitat și l-a văzut pe călător în piața cetății, bătrânul i-a zis. Încotro mergi și de unde vii? El i-a răspuns călătoresc din Betleemul lui Iuda spre marginea regiunii muntoase a lui Efraim, de unde sunt. Mă dusesem până la Betleemul lui Iuda, iar acum mă duc la casa Domnului. Nu este nimeni care să mă primească în casa lui, deși avem paie și nutreți pentru măgarii noștri, avem pâine și vin pentru mine însumi, pentru slujitoarea ta și pentru tânărul care este cu slujitorii tăi, așa că nu ne lipsește nimic. Bătrânul i-a zis, fii liniștit, mă voi îngriji eu de toate nevoile tale, numai să nu rămâi peste noapte în piață. I-a dus în casa lui și a dat nutreț măgarilor, apoi și-au spălat picioarele, au mâncat și au băut. În timp ce se înveseleau ei, niște oameni nelegiuiți dintre locuitorii cetății au început să roiască în jurul casei, bătând la ușă. L-au strigat pe bătrân, stăpânul casei, și i-au zis, scoate la afară pe bărbatul care a intrat în casa ta, ca să ne împreunăm cu el, ca să-l cunoaștem. Bătrânul stăpânul casei a ieșit la ei și le-a răspuns. Fraților, vă rog, nu fiți așa răi. Omul acesta mi este oaspete, de aceea nu să vârșiți o asemenea faptă rușinoasă. Am o fică, fecioară, iar el are o țiitoare. Vi le voi aduce afară pe ele. Înjosiți-le și faceți-le ce vă va plăcea, dar nu să vârșiți un lucru așa de rușinos cu acest om. Oamenii însă n-au vrut să-l asculte. Atunci călătorul și-a înșfăcat și le-a scos-o afară. Ei au necinstit-o și au abuzat de ea toată noaptea până dimineața. Apoi, când a început să se crape de ziua, au lăsat-o să plece. La ivirea zorilor, Femeia a venit și a căzut la ușa casei bătrânului, unde se afla și stăpânul ei, rămânând acolo până când s-a luminat bine de ziua. Dimineața, stăpânul ei s-a trezit, a deschis ușile casei și a ieșit să-și continue drumul. Atunci a dat de sa, care era întinsă lângă ușa casei, având mâinile pe prag. El i-a zis, Ridică-te și haidem să mergem. Dar ea nu a răspuns nimic. Atunci bărbatul a pus-o pe măgar și a plecat către casă. Când a ajuns acasă, a luat un cuțit și a apucat toarea și a tăiat-o mădular cu mădular. În 12 bucăți pe care le-a trimis prin toată regiunea lui Israel toți cei ce au văzut lucrul acesta au zis, Niciodată nu s-a întâmplat și nu s-a văzut așa ceva de când au venit izraeliții din țara Egiptului și până astăzi. Luați aminte asupra acestei fapte, sfătuiți-vă și spuneți cei de făcut.